Bună dimineața și bine ați venit la BMW Driving Experience, modulul Basic, BMW Driver Training. Împreună astăzi scriem istorie. Scriem istorie pentru că este pentru prima dată când BMW Driving Experience se întâmplă în România și mai mult decât atât în Europa Centrală și de Est. Vom parcurge tehnici esențiale de condus pe care le puteți aplica în viața de zi cu zi, indiferent de ce mașină conduceți. Suntem convinși că veți avea parte de o experiență de neuitat. Control, siguranță și confort. Volanul trebuie să fie undeva la 30-40 de centimetri de piept. Dacă distanța este mai mare de atât, airbag-ul se umflă și pasagerul va lovi airbag-ul. Vă asigur că pasagerul respectiv va rămâne fără ceva din și își va strâmba nasul bine de tot. Dacă am avea nevoie de protecție în acest moment, o vom primi aici. Dar dacă după ce ne montăm centura de siguranță, facem un gest foarte simplu, o apucăm puțin de aici și tragem puțin în spate, da? Ea acum știe unde ne aflăm și știe de unde să ne ofere protecție. Și dacă avem nevoie acum de protecție, o vom avea aici. Obiectivul principal este să învățați să frânați de urgență. Distanța de oprire este formată din două distanțe diferite. Din distanța de frânare efectivă plus distanța pe care mașina o parcurge în timpul vitezei de reacție. O mașină modernă, de categorie medie, se oprește de la 100 de km la oră în condiții de aderență bună, în câți metri? Aveți idee? Ulterior, după această zonă de frânare, urmează acea evitare de obstacol. Fiecare viraj are un punct din care trebuie să începem frânarea. Primul jalon roșu culcat pe care îl vedeți acolo reprezintă punctul de frânare. Al doilea punct pe care trebuie să-l atingem este punctul de virare. Frânarea trebuie să se termine în momentul în care atingem punctul de virare. Al treilea punct pe care trebuie să-l atingem este apexul. Momentul în care se întâlnește închiderea virajului cu deschiderea virajului reprezintă apexul. Și în momentul în care ating următorul punct, care este punctul de ieșire, am volanul poziționat drept și accelerația poate să fie la podea. Acum dau seama că cred că 99,9% din viraje eram cu piciorul semi-ambreiaj. Acum o să fac o scurtă demonstrație să vedeți exact și traseul. Până în dreptul acestor jaloane să nu acționăm pedala de frână. V-ați aruncat puțin cam de vreme în viraj. Ți-ai îmbunătățit ieșirea. Aveți idee ce înseamnă subvirarea? Puteți să vă mai jucați puțin cu distanța între pieptul dumneavoastră și volan? În momentul în care ai intrat în subvirare, ai început să te lupți cu volanul și să tragi mult stânga. Nu asta e soluția. Pentru că dacă virăm mai mult, accentuăm și mai mult acest comportament subvirator al mașinii. Ce e mai ușor de controlat, subvirarea sau supravirarea? Excelent și cu accelerația. Mult, mult mai bine. Deci ai fost alt om acum. Toți v-ați descurcat foarte bine și de la o trecere la alta ați frânat din ce în ce mai eficient. Foarte frumos, excelent! Super tare!
traseu foarte interesant. Perfect. Siguranță, ne-am simțit în siguranță. Sincer, excepțional. Vremuri faine pentru curse faine. Super tare, țineți-o tot așa. Foarte util. Trebuie să și practicăm. Toată stima pentru BMW.